Iată titlurile acestei ediții. Grav accident în sectorul Ciocan al capitalei. Mai multe persoane, printre care și trei minori, au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat violent. Un minor de 15 ani din Cahul a murit intoxicat cu o substanță necunoscută. Bunica sa ar fi încercat să-l trateze de scabie cu un unguent preparat acasă. Un bărbat din Stăuceni păstra o armă și muniții la el acasă. Polițiștii au găsit lucrurile interzise în timp ce căutau instrumentele pe care suspectul le-ar fi furat de pe un șantier. Mașină de la Moldova Gaz în flăcări. Focul ar fi izbucnit de la secțiunea motorului și ar fi distrus automobilul. Un bărbat de 61 de ani a fost găsit spânzurat cu o sârmă într-un cimitir din satul Hâșdieni, Glodeni. Grav accident în sectorul Ciocan al capitalei. Mai multe persoane, printre care și trei minori, au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat violent. Totul s-a întâmplat în după-amiaza de 18 aprilie, la ora 16:30 de minute, la intersecția dintre străzile Ion Dumeniuc și Mircea cel Bătrân. Din imaginile de la fața locului se vede că ambele mașini au fost distruse, iar bucăți de metal și plastic din automobile stau împrăștiate pe tot carosabilul. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că totul s-a întâmplat după ce o joferiță în vârstă de 23 de ani nu ar fi cedat trecerea celuilalt autoturism, iar mașinile s-ar fi tamponat violent. La fața locului au venit și mai multe ambulanțe care au dus persoanele rănite la spital. Cei trei minori, aflați în mașinile avariate, au fost duși la spitalul pentru copii Valentin Ignatenko. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al spitalului, Vitalie Chiosea, a declarat că unul dintre minori a fost externat. Ceilalți doi au fost internați în secția traume asociate. Viața lor este în afara oricărui pericol. Conducătorii auto s-au ales și ei cu mai multe traume și au fost duși la spitalul de urgență pentru îngrijiri medicale. Acum poliția cercetează cazul. Dacă va fi găsită vinovată, șoferița va fi pedepsită în funcție de leziunile pe care le-au suferit victimele. Un minor de 15 ani din satul Bucurie, raionul Cahul, a murit intoxicat cu o substanță necunoscută. Băiatul s-ar fi molipsit de scabie, iar bunica sa ar fi încercat să-l trateze acasă. Într-un comunicat al Ministerului Sănătății este specificat că minorul s-ar fi îmbolnăvit în data de 15 aprilie. Ulterior, pe 17 aprilie, acesta a fost internat în spital. În ziua următoare, medicii de la Cahul au anunțat poliția că minorul a decedat la spital. S-a stabilit că înainte de agravarea stării de sănătate a minorului, bunica i-ar fi aplicat pe toată suprafața corpului unguent pe care l-a pregătit singură mai demult. În prezent sunt efectuate măsuri necesare pentru stabilirea detaliată a circumstanțelor. Poliția din Cahul a pornit o cauză penală pentru lipsire de viață din imprudență, iar acum așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale. Cercetările continuă. Accident pe un drum din raionul Căușeni. O șoferiță din capitală, dar și mama ei, au trăit momente de groază după ce au intrat cu mașina în peretele unui magazin alimentar. Accidentul a avut loc în noaptea de 19 aprilie, puțin după miezul nopții, în localitatea Grigorievka. În urma impactului, mama tinerei a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Căușeni, Silvia Vetcu, a declarat că la volanul automobilului de teren se afla o tânără în vârstă de 28 de ani, originară din capitală. Aceasta se deplasa prin localitate când într-o curbă periculoasă ar fi pierdut controlul asupra direcției și a derapat de pe șosea, a rupt un gard de sârmă, iar ulterior automobilul a fost proiectat direct în peretele unui magazin. În urma coliziunii, mama șoferiței, o femeie în vârstă de 46 de ani care se afla pe bancheta din față, a fost transportată la spital cu multiple traumatisme. Totodată, mașina de lux a tinerei a fost grav avariată. Oamenii legii spun că șoferița nu se afla în stare de ebrietate. Poliția cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. Incendiul la un liceu din capitală. Toți elevii, profesorii, dar și restul personalului au fost evacuați după ce s-a produs un scurt circuit la un panou electric. Totul s-a întâmplat în această dimineață în incinta liceului Natalia Gheorghiu din sectorul Râșcani al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost filmate și postate pe un portal de știri. Unul dintre elevi a povestit martorului ocular cum s-a întâmplat totul. Еще что-то не так, я думала, это учебная тревога, все хорошо. Потом мне говорят, что это реальный пожар. Я думаю, вещам конец, учебникам на слово конец, и все, и вообще телефоны, все ничего, наконец.
Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că s-a produs un scurt circuit la un panou electric aflat lângă cantina liceului. La fața locului s-a deplasat o echipă de pompieri care au evacuat persoanele aflate în instituție și au stins focul până ca acesta să se extindă. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Alte circumstanțe se stabilesc. Ghinion pentru un bărbat de 30 de ani din Stăuceni, suspectat de furt. Polițiștii ar fi venit cu percheziții la el acasă pentru a căuta instrumentele furate de pe un șantier, dar au găsit o armă și mai multe muniții. Potrivit forțelor de ordine, furtul de pe șantier ar fi avut loc în luna februarie. Atunci, angajații s-ar fi adresat la poliție și ar fi declarat că de la locul lor de muncă au fost furate mai multe instrumente de construcție. După mai multe investigații, polițiștii au dat de urmele suspectului. Ulterior, în data de 18 aprilie, oamenii legii au descins acasă la suspect în comuna Stăuceni, unde au depistat o armă de foc, 36 de cartușe de automat Kalashnikov, 6 telefoane mobile, 5 portmonee, un cuțit și un notebook. Suspectul nu ar fi putut explica de unde are toate aceste lucruri. Prin urmare, acesta a fost escortat la Inspectoratul de Poliție din sectorul Râșcani pentru audieri. Ne-au găsit acasă niște patroane și văzdușcă. De cât timp aveți? Vreo 20 de ani. Și munițele? Da, munițele vreo 5 luni. Potrivit forțelor de ordine, arma și munițiile au fost ridicate și transmise la expertiză. Totodată, forțele de ordine urmează să stabilească cum a făcut rost bărbatul de toate bunurile depistate la el acasă. Dacă se va demonstra că lucrurile au fost furate, pe numele lui va fi pornit un dosar penal pentru furt, dar și pentru deținerea ilegală a armei de foc. Momente de panică pentru șoferul unei mașini de la Moldova Gaz după ce autoturismul său a luat foc. Totul s-a întâmplat în dimineața de 19 aprilie, în jurul orei 8:40 de minute, în fața spitalului Raigonal din Ialoveni. Un martor ocular care trecea prin preajmă a filmat totul cu telefonul mobil, iar imaginile le-a plasat pe internet. Mașina Gascantoriu era la gaz, putea să fie o tragedie. La fața locului a venit o echipă de pompieri care în mai puțin de 20 de minute ar fi reușit să stingă flăcările fără ca cineva să aibă de suferit. Potrivit pompierilor, focul ar fi izbucnit de la secțiunea motorului. Din fericire, în urma incendiului, nicio persoană nu a fost rănită. Toate circumstanțele, dar și pagubele materiale provocate de incendiu urmează să fie stabilite de specialiști. Descoperire macabră în raionul Glodeni. Un bărbat de 61 de ani a fost găsit spânzurat cu o sârmă într-un foișor de la intrarea în cimitirul localității Hâșdieni. Cadavrul bărbatului a fost depistat în această dimineață de către un trecător care a chemat imediat poliția. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Glodeni, Jana Molceanov, a declarat că la fața locului s-a stabilit că trupul neînsuflețit aparține unui bărbat în vârstă de 61 de ani, originar din localitatea Chirova, raionul Călăraș. Medicul legist nu a depistat careva semne de moarte violentă pe corpul victimei. Preliminar, forțele de ordine au stabilit că ar fi vorba de suicid. La fața locului nu a fost depistat niciun bilet de adio. Acum un an, victima a lucrat cioban la o stână din regiunea Hâșdieni, iar în prezent nu lucra nicăieri. Polițiștii din Glodeni investigează cazul. Microbuzele de rută, raiul hoților de buzunare. O femeie în vârstă de 52 de ani a ajuns pe mâna poliției după ce ar fi furat portmoneul din geanta unei tinere. Totul s-a întâmplat în timp ce suspecta, dar și victima, se deplasau cu microbuzul numărul 171 pe strada Ismail din Chișinău. Când a observat că din geanta îi lipsește portmoneul, tânăra în vârstă de 29 de ani a sunat la poliție și ar fi declarat că cineva i-ar fi furat portmoneul cu bani, acte și carduri bancare. Prin urmare, i-ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 400 de lei. La scurt timp, forțele de ordine au dat de urmele suspectei. Audiată, aceasta și-ar fi recunoscut vina și ar fi declarat că nu este pentru prima dată când ajunge pe mâna poliției. За что вы были задержаны сотрудники полиции? За карманную кражу. Где? В маршрутке 171. Что украли? Кошелек. Acum, pe numele femeii, a fost pornită o cauză penală pentru pungășie, iar dacă vina ei va fi dovedită, riscă amendă de până la 17.000 de lei sau detenție de până la 2 ani. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. O fetiță de 13 ani a ajuns la spital după ce o mașină a dat peste ea, chiar în timp ce minora traversa drumul. S-a întâmplat în după amiaza de 18 aprilie, în jurul orei 13:40 de minute, pe un drum din Cărpineni, din raionul Hâncești. Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla un bărbat de 62 de ani din Cărpineni. Minora a fost accidentată în timp ce traversa strada regulamentar. În acel moment, fetița venea de la școală și se ducea acasă. Aceasta a fost transportată la spitalul raional Hâncești pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto
Avocatul a fost testat cu alcool, testul care a arătat 0,00 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Bărbatul va fi sancționat în funcție de leziunile pe care le-a suferit victima. Ghinion pentru mai mulți șoferi din capitală. 5 șoferi din Chișinău care și-au lăsat mașinile în curțile blocurilor de locuit și-au găsit automobilele cu geamurile sparte. S-a întâmplat în dimineața de 18 aprilie pe strada Andrei Doga din sectorul Râșcani. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati a declarat că făptașii nu au furat nimic din autoturisme. Deocamdată nu s-a stabilit cine ar fi recurs la acest gest și cine sunt făptașii. Poliția a inițiat o cauză penală, iar organele de cercetare urmează să dea de urmele suspecților. Totodată să stabilească pagubele materiale suferite de proprietarii autoturismelor. Cercetările continuă. Accident cu 3 mașini la un sens giratoriu de lângă circ. 3 autoturisme s-au tamponat în lanț după ce un conducător auto ar fi frânat brusc. Totul s-a întâmplat în dimineața de 18 aprilie la ora 8:20. Imaginile cu momentul impactului au fost postate pe o rețea de socializare. Din filmulețul video se vede cum un microbuz începe să intre pe sensul giratoriu, iar în același timp un șofer vine din stânga și se deplasează direct spre microbuz. La un moment dat, acesta frânează brusc. Cel mai probabil ar fi încercat să evite impactul cu maxi-taxiul, însă două mașini care intrau și ele pe sensul giratoriu au tamponat automobilul din spate. Deocamdată nu se știe dacă poliția a fost sau nu anunțată. Alte circumstanțe se stabilesc. 51 de moldoveni care lucrau ilegal în Germania au fost aduși acasă. Potrivit Biroului Migrație și Azil, toți au primit interdicții de a intra în spațiul Uniunii Europene pentru anumite perioade de timp. Moldovenii au ajuns acasă cu o rută charter pe cale aeriană. Biroul Migrație și Azil atenționează cetățenii care vor să călătorească în Uniunea Europeană să respecte prevederile legale în domeniul migrației, întrucât aceștia riscă să devină subiecți ai readmisiei, ceea ce poate influența negativ regimul liberalizat de vize în UE. Admisia este procedura în cadrul căreia Moldova readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul unui stat european. O moldoveancă care lucra îngrijitoare în Italia a fost găsită moartă în apartamentul familiei unde lucra, în orașul Pioltello. Potrivit presei italiene, totul s-ar fi întâmplat în data de 17 aprilie. Corpul neînsuflețit al femeii a fost depistat de către fiul ei. Bărbatul a chemat imediat ambulanța, însă femeia era deja moartă. Presa din Italia mai scrie că preliminar moldoveanca suferea de o boală grea. În ziua tragediei, aceasta și-ar fi pierdut cunoștința, iar în timpul căderii s-ar fi lovit cu capul de mobilier și ar fi decedat. Cadavrul victimei a fost transmis experților care vor stabili cauza exactă a decesului. Poliția din Italia cercetează cazul. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.